Salutare din nou, dragi pasionați de filme. Vă salut și bine v-am regăsit, dragi pasionați de filme. Vreau să fiu supereroul vostru cu acest clip și să vă salvez ziua, sperând că vă voi recomanda câteva filme cu supereroi cu care să nu dați greș. În acest clip voi încerca să țintesc cele mai bune 7 filme cu supereroi, dar nu Avengers, pentru că toată lumea știe că Avengers e top. Nu ne atingem de Avengers, trebuie să vedeți neapărat seria de filme Avengers de la Marvel, dar astăzi vă recomand și alte câteva filme cu supereroi. Sincer, nu știu dacă a mai fost un film cu Batman care să se ridice peste așteptările mele, dar și ale întregii lumi, cu excepția acestui film în care Heath Ledger a oferit o performanță nemai văzută până atunci în cinematografe. El juca rolul băiatului rău, rolul răufăcătorului, trebuia să fie total opusul lui Batman. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. Însă cei doi au avut un lucru uriaș în comun, ne-au arătat ambii orașul Gotham printr-o actorie impecabilă. Deși Heath Ledger a murit înainte să fie finalizat filmul, acesta a primit nenumărate premii post-mortem, inclusiv Oscarul. Pe 6, Logan. Ultima, din păcate, bucățică de acțiune oferită de actorul Hugh Jackman în rolul semi-vârcolacului nostru preferat, și anume Wolverine. Sincer, mereu când am fost mic mi-am dorit să fiu omul lup, Wolverine. Și îmi lipeam așa creioane la mână ca să arăt ca și cum aș avea ghiare. Acest ultim film ne-a făcut să ne simțim ca și cum cineva ar fi tăiat o ceapă în colțul cinematografului, da. N-ai cum să fii insensibil și să nu-ți dea măcar o lacrimă la acest film. Dar totuși e și genul de film care te va ține în suspans ca să vezi ce se va întâmpla în continuare. Superman The Movie. Această apariție care a șocat lumea fantasticului prin introducerea actorului Christopher Reeve în rolul super bărbatului. Acest film ne arată situația groaznică în care este pus supereroul nostru atunci când adversarii lui află de existența criptonitei. Criptonita este o piatră rară, dar cu efecte devastatoare asupra puterilor supereroului nostru. 4. Deadpool. Filmul care m-a făcut să-l iubesc pe Ryan Reynolds. Nemai văzut de vulgar și hotărât să spargă constant toate zidurile, Deadpool ar fi trebuit să fie un film cu supereroi. De fapt, asta și este un film cu supereroi, cu superputeri, însă eu îl consider mai mult un film de comedie în care sunt unii oameni care au și superputeri. Poți să spui că e un fel de las fierbinți cu superputeri. Se pot face multe asemănări între supereroul nostru Deadpool și comedianții noștri de la țară. Însă domnul Deadpool nu este tocmai un tântălău, ci preferă să învingă și să treacă peste orice situație prin puterea sarcasmului, dar și a norocului imens. Pe 3, Gardienii Galaxiei. Film bun, dar Gardienii Galaxiei nu strălucesc prin foarte multă acțiune. Acest film despre supereroi poate nu este neapărat despre acțiune, dar povestea, muzica, cinematografia m-au dat peste cap. Gardienii Galaxiei au unele dintre cele mai frumoase scene din filmele cu supereroi pe care le poți vedea. Gardienii Galaxiei au pus fundația următorului film din această serie, unde personajul principal se ceartă cu tati și tot ei, împreună cu cei din Avengers, au reușit la propriu să salveze galaxia. Pe 2, Aquaman. Părțile mai amuzante ale acestui film te fac să îți dorești mai mult. Anul acesta apare și un nou film, Aquaman. Filmul foarte bine realizat, povestea foarte bine realizată, nici nu foarte deep, foarte adâncă, ca să ai nevoie de 3 serii de filme ca să înțelegi ce se întâmplă, dar nici nu au fost numai lucruri de suprafață ca să ți se pară un film banal.
Nu știu dacă v-ați prins, dar am zis deep, adâncă, suprafață, Aquaman, apă. Per total, Jason Momoa, top. Trebuie să vedeți filmul. Și pe locul 1 nu aveam cum să nu pun Spider-Man No Way Home. Cel mai recent film din seria și din lumea lui Spider-Man, în care forțele binelui se înfruntă cu forțele răului. Acest film care i-a unit pe toți cei trei Spider-Man pe care noi îi iubeam. Deși au fost o grămadă de actori vechi care au revenit din filmele pe care noi le știam de mai demult, au revenit în rolul răufăcătorilor, tot Willem Dafoe a rămas top. Acest film a avut însă un final tragic, care poate un pic ți-a făcut piele de găină sau te-a făcut așa să fii un pic trist. Un final care nu a fost deloc plăcut nici pentru cei ca mine, creatorii de conținut de pe TikTok, care vorbim despre filme și seriale. Da, cam atât cu supereroi, sper că... Adică n-aveți cum să nu vedeți filmele astea. Dacă vă plac filmele și poveștile cu supereroi, cu superputeri, cu misiuni, cu acțiuni, cu răufăcători, cu binefăcători, o să vă placă și aceste filme. Mesajul de final e același: like, subscribe, lasă-mi un comentariu, spune-mi părerea ta și sper să ne vedem și în viitoarele clipuri. Mulțumesc!